Au trecut deja 5 zile de când primul târg imobiliar online și-a deschis porțile. De atunci, mii de vizitatori s-au plimbat printre standurile virtuale pentru a-și achiziționa locuința mult dorită sau pentru a căuta soluții pentru amenajarea casei. Un lucru este sigur, timpul le-a permis să vâneze cele mai bune oferte pentru că standurile online sunt mult mai accesibile. Primul târg imobiliar online s-a deschis în urmă cu câteva zile, iar standurile virtuale și-au prezentat cele mai bune oferte, de la amenajări interioare până la locuințe pentru toate buzunarele. Avem și la acest târg online standuri, acestea sunt virtuale, iar în momentul în care sunt accesate, puteți vizualiza oferte de case, apartamente, dar și oferte de amenajări interioare. Găsim locuințe în orice zonă? În orice zonă și nu numai din București. Avem ansambluri rezidențiale din București, Ilfov, Brașov, Cluj, Iași, Ploiești, o gamă largă de orașe unde așteptăm vizitatorii să cumpere o locuință. Să nu credeți că este greu să vă alegeți o locuință online. Aveți doar câțiva pași de urmat. Este foarte simplu, mai ales că acest târg imobiliar online este accesibil de pe orice dispozitiv conectat la internet. Fie că ești în fața laptopului, tabletei sau a telefonului, intri în standul de care ești interesat, accesezi ofertele și acolo fie adaugi în coș oferta de care ești interesat, fie contactezi direct dezvoltatorul prin intermediul chatului. Bineînțeles, ai la dispoziție și varianta în care poți contacta telefonic, pe e-mail sau prin formularul de contact. Târgul a devenit deja indispensabil pentru cei care își doresc să-și achiziționeze o casă și nu prea au timp să meargă la vizionări. Ionuț este de profesie programator. În pauzele de la serviciu se conectează la internet și pornește la vânătoare de locuințe. Își dorește un apartament de două camere în zona de sud a capitalei. Nu am fost la vizionări pentru că timpul nu-mi permite un număr foarte mare de vizionări sau doar în weekend e posibil și din cauza asta mă uitam și încercam să aleg ceva. E mai accesibil pentru că nu mă deplasez, nu mă chinui cu parcarea și în principiu și la un târg imobiliar normal, oricum vezi ofertele, le vezi printate sau machete sau cum sunt, dar tot urmează o vizionare înainte de cumpărare. Dezvoltatorii cred că această inițiativă are doar avantaje. Pentru noi această idee inovatoare de târg imobiliar online a fost foarte atractivă datorită segmentului de clienți pe care îi abordăm. Clienții pe care îi abordăm noi sunt niște clienți din zona corporate, destul de ocupați, iar mare parte din activitatea lor se întâmplă pe online, atât pe desktop-uri cât și pe mobile. Ofertele pe care le-am pus noi la dispoziție sunt apartamente de două camere cu suprafețe minime de 90 de metri pătrați, cu prețuri începând de la 103.000 de euro. Bine, online în momentul de față este metoda favorită a dezvoltatorilor și a clienților pentru a-și căuta locuințe. Deci asta înseamnă automat o creștere a vânzărilor. Analiștii imobiliari consideră însă că există și dezavantaje. Are dezavantaje în cazul în care clientul nu consideră acest mediu ca unul de informație, ci consideră acest mediu ca unul de confirmare. Cum ați de vedere, un târg online este un târg în care te poți informa, în așa fel încât să poți să te duci să vezi real, în teren, să poți să vezi locația. Din punctul meu de vedere, orice eveniment de promovare, este târg offline sau este online, este un mediu în care te duci și te informezi, iar după aceea te duci și te vizionezi, vezi la modul palpabil contracte, clădire, apartamente, ce vrei să cumperi. Târgul imobiliar online este deschis până pe 8 martie.